Emil Râșteiu susține că a renunțat la încă un mandat la primăria Băcia și își încearcă forțele pentru câștigarea fotoliului de primar al orașului Simeria, cu gândul că în urma regionalizării care implică automat și reorganizarea administrativ-teritorială a comunelor cu mai puțin de 5.000 de locuitori, comuna Băcia va fi alipită orașului Simeria. Astfel, Râșteiu speră că va deveni primarul tuturor, inclusiv al locuitorilor din comuna Băcia. Presupuse reorganizări teritoriale din 2016 au pus un pas înainte spre Siberia, în așa fel încât, dacă Băcia va fi alipită Simeriei și voi fi un primar bun la Simeria, o să fiu un primar al tuturor din 2016. Considerând că are suficientă experiență în administrație publică, Emil Râșteiu speră să câștige lupta electorală și fără să aibă un partid în spate care să-l susțină. Nu este numai o părere a mea, ci și a specialiștilor. Administrația locală are bazele în comune. În administrația locală de la comună, practic primarul atinge toate problemele, nu are o structură care să-l sprijine. De la autorizații de construire până la probleme de fond funciar, primarul de comună se implică și are contacte cu toate problemele și cred că mi-am făcut stagiul de 12 ani în administrația publică locală de comună, așa că sunt pregătit să fiu primar de oraș. Emil Râșteiu, unul dintre vicepreședinții filialei județene a PSD, a fost exclus din partidul care l-a consacrat la începutul lunii martie, după ce a anunțat că va candida ca independent la primăria orașului Simeria.